Primo appuntamento della stagione 2017 dell'Euro Formula Open sul circuito di Estoril per... A debutat sezonul 2017 din Euro Formula Open, o competiție monomarcă în care cei 19 piloți înscriși concurează pe monoposturi Dallara F312 Formula 3. În fiecare dintre cele 8 runde din acest an sunt programate câte două curse, iar etapa inaugurală s-a derulat pe circuitul portughez de la Estoril, în lungime de 4182 de metri. Numai puțin de 7 echipe, 3 din Spania, câte 2 din Italia, respectiv Marea Britanie, au aruncat în luptă între 1 și 4 piloți, cea mai consistentă prezență semnalându-se în cadrul teamului spaniol Campos Racing, reprezentat de brazilienii Mateus Iorio și Thiago Vivacqua, finlandezul Simo Laaksonen și românul Petruț Florescu. 12 dintre piloți, între care și bucureșteanul nostru în vârstă de 18 ani și 4 luni, sunt debutanți, iar la capătul fiecărei curse, organizatorii alcătuiesc un clasament suplimentar rezervat acestora și denumit Rookie Class. În runda calificărilor pentru prima cursă, o problemă tehnică a făcut ca pilotul român Petru Florescu să prindă doar rândul 6 pe grila de start, mai exact locul 12. Cursa se derulează pe parcursul a 19 tururi de circuit. Britanicul Harrison Scott a plecat din pole position, iar la puțin timp de la intrarea în turul al doilea și-a făcut apariția safety car-ul, care a condus plutonul timp de 9 minute, după un incident în care a fost angrenat malaizianul Najee Ayad Razak. Până la finalul cursei, Florescu a avansat substanțial și a trecut linia de sosire de pe poziția a 6-a, acumulând primele 8 puncte. Victoria i-a revenit celui care a plecat din pole position, britanicul Harrison Scott, de la teamul italian RP Motorsport, urmat de indianul Vaidyanathan Carlin Motorsport și colegul lui Petru de la Campos Racing, Mateus Iorio. Spre mândria noastră, la capătul acestei curse, Petru Florescu a prins podiumul de premiere în Rookie Class și a urcat pe treapta a treia, după germanul Yannis Vitie, Fortec Motorsport, și spaniolul Merono Eliseo Martinez, de la Teo Martin Motorsport. Cam pe aceleași coordonate au decurs lucrurile pentru pilotul român în cursa a doua, în care startul a fost de pe poziția 13, cifră care nu i-a adus ghinion lui Florescu. Și asta pentru că a reușit același număr de depășiri ca în prima cursă, astfel că de această dată a trecut linia de sosire al șaptelea, trecându-și în cont încă 6 puncte. Victoria i-a revenit aceluiași Harrison Scott, urmat de rusul Nikita Troitsky și colegul de echipă al pilotului nostru, Thiago Vivacqua. De această dată, în Rookie Class, Florescu a încheiat în imediata apropiere a podiumului. În clasamentul general, după weekendul de la Estoril, Petruț Florescu a acumulat 14 puncte și ocupă un onorant loc 7. Euroformula Open continuă cu etapa a doua, programată la 27-28 mai, pe circuitul Spa-Francorchamps din Belgia.